Pentru scorpion, începutul de săptămână e marcat de comunicarea cu apropiații. Legat de locul de muncă sau de sănătate, există solicitări, dar acestea vă aduc și riscul de a fi mai încăpățânați, mai nervoși, de a avea ieșiri violente, chiar unor distructive și vă loviți chiar de încercări de manipulare. Momentele sunt stresante, conflicte interioare, scădere de energie posibil pierdere a unor relații și comunicarea cu apropiații poate să aibă în vedere iubirea, distracția, creativitatea, abilitatea de a vă stabili cu exactitate nevoile și atracția către spiritualitate și către cunoașterea intuitivă, cunoașterea profundă a lucrurilor. Relațiile sunt bazate mai mult pe intuiție, pe mister relațiile prietenii și protectorii au la bază contracte, asocieri, lucruri care vă scot în evidență responsabilitatea, corectitudinea, abilitățile financiare, dar și dorința de a vă deplasa în aer liber, în călătorii, de a cheltui poate mai mult vitalitatea, energia, sunt bine aspectate, relațiile sunt creative, de încredere, iar în 13 august, în zona studiilor, a cunoașterii spirituale, a călătoriilor, apare deschiderea socială, folosirea mentalului, găsirea cu ușurința ideilor, farmecul, aspectul ar exterior, căruia arătați mai ușor mai multă atenție, creativitatea este bine aspectată, inspirația și dorința de a avea relații bune, de a fi original, independenți, apare o atracție puternică către mister, către spiritualitate și unor poate chiar către unele iubiri secrete.